sportivul a declarat că dedică titlul Partidului Democrat. Mai mult, centura de campioni a fost pusă de vicepreședintele formațiunii Vlad Plahotniuc. Constantin Țuțu și-a apărat centura de campion KOK reușind un knockout în runda a doua luptei în fața italianului Vittorio Iermano. Am ieșit la ring să lupt 5 runde, dar am așa a fost să meargă. Sunt foarte bucuros. Deci n-am crezut că o să-l nimeresc piciorul. O altă luptă de toată frumusețea a avut loc în categoria plus 93 de kilograme, unde s-au întâlnit ucraineanul Pavel Juravlev și neamțul de origine rusă Vladimir Toc. Ucraineanul a prestat o luptă tactică perfectă și a fost desemnat de arbitrii câștigător. Voi strasă să-ți maximale gramă, dar smăsăle pățere traume. Despre ei получилось. Хотелось, конечно, сделать что-то более необычное. Titlul la categoria de 65 de kilograme s-a decis în urma unei piramide. În finală s-au luptat moldoveanul Maxim Railean și lituanianul Martinas Danius. După o ieșire spectaculoasă îmbrăcat în echipament de pompier, Maxim Railean a făcut furor și în ring, unde a ieșit câștigător. Greuț! Nu pot spune că a fost ușor, l-a căutat în prima minută. În total, în cadrul galei KOK, transmise în direct în premieră și de Eurosport, au avut loc 12 lupte. Evenimentul din Chișinău a avut parte și de invitați de lux, campionul la K1 din România și Olanda, Daniel Ghiță și Remi Boneanski. Mă simt ca acasă, a fost un eveniment reușit, crește inima în mine când văd că sunt oameni în spatele acestor sportivi. E minunat să vezi un spectacol live, sper să mai vin și le urez în continuare succes. În schimb, pe lângă lupte, olandezul zburător, așa cum este numit Remi Boneanski, a rămas impresionat și de altceva. Well, I love the city, but I love the girls so much. There's so many beautiful girls over here. I would love to live here, man. Gala KOK a avut parte și de momente de relaxare oferite de rapperul rus Timati.